găsesc plăcerea în moartea celui rău, spune Domnul, ci să se întoarcă și să trăiască. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp au venit unii care i-au povestit lui Iisus despre galileenii, al căror sânge Pilat îl amestecase cu cel al jertfelor lor. El răspunzând le-a zis, vi se pare că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au suferit aceasta? Vă spun, nici de cum. Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel. Sau vi se pare că cei 18, peste care a căzut turnul din Siloe și i-a ucis, erau mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Vă spun, nici de cum. Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel. Apoi le-a spus această parabolă. Un om a plantat un smochin în via sa și a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit. Și i-a spus viticultorului, iată, sunt 3 ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc. Tai-l. De ce să mai săcătuiască pământul? Acesta răspunzând i-a zis, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, pentru ca să-l sap de jur împrejur și să-i pun gunoi la rădăcină. Poate va face fructe la anul. Dacă nu, îl vei tăia. Cuvântul Domnului. Veci voi cânta milostivirile Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Țele voastre, dragi iubiți pelerini, la Partea Sfântă. Astăzi aici, ascultând lecturile sfinte, suntem invitați de către Iisus în Evanghelia sa și de către Apostol ca să avem acele sentimente în care noi să dobândim iertare, să fim cruțați, să fim iertați. Căci Dumnezeu este un Dumnezeu al milostivirii. El, în schimb, ne avertizează mereu că trebuie să ne dispunem pentru a primi acest dar al iertării. Trebuie să ascultăm de ceea ce ne cheamă Iisus și de ceea ce ne învață Biserica prin
părinți, sfinții noștri părinți, papi. Aș dori să-l amintesc astăzi, la început, pe Sfântul Părinte Papa, Sfântul Ioan Paul al II-lea, care, atunci când a ajuns să fie păstorul Bisericii Universale, a voit să ne-l arate pe Hristos, Mântuitorul omului. Și ca să justifice această chemare și această misiune a lui Iisus, Papa, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, ne-a lăsat o enciclică numită Dives in Misericordia, Dumnezeu bogat în milostivire. Asupra acestei milostiviri a voit Sfântul Părinte, în tot ceea ce a făcut, să ne vorbească, să ne arate, să ne demonstreze, arătând iubirea lui Iisus Hristos, aceea care a venit pe pământ făcându-se carne, om, în mijlocul nostru. El, Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, a înțeles care este această iubire și milostivire a lui Dumnezeu și cum s-a arătat ea pe acest pământ, lăsându-ne un testament, un testament înaintea morții sale, când a voit să înființeze această sărbătoare a iubirii milostive, a divinei îndurări. Acea devoțiune care să însoțească mereu pe fiii bisericii, declarând divina milostivire, acel dar pe care îl avem noi pe acest pământ. Dar aș voi să trec mai departe. Sfântul Părinte emerit, Benedict al XVI-lea, când a ajuns să fie ales papă, el a scris prima sa enciclică, Dumnezeu este iubire. Și a voit să demonstreze prin tot ceea ce a scris și tot ceea ce a predicat și tot ceea ce a făcut, că într-adevăr Dumnezeu este iubire și că Dumnezeu se îndreaptă spre oamenii timpului nostru și că îi îmbrățișează. Și să confirme ceea ce spunea Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, despre Dumnezeu, că este bogat în milostivire, trimițându-ne pe Iisus. Și tot ceea ce a spus Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea și Papa emerit Benedict al XVI-lea a preluat, așa cum bine știm, Papa Francisc, cel care este o surpriză pentru biserica noastră, ca el să ne arate cu adevărat bogăția milostivirii lui Dumnezeu, care s-a întrupat, s-a făcut vizibilă în Iisus, și care a continuat să fie prezent și continuă să fie prezent cu noi pentru a ne oferi iubirea și mântuirea sa. De aceea, Papa, continuând ceea ce deja a anunțat Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea și Papa Benedict, a voit să concretizeze această convingere printr-un an special, jubiliar, anul milostivirii divine. Trăim așadar în această atmosferă, în această atmosferă de încredere, de curaj, în această atmosferă în care trebuie să descoperim necontenit această iubire a lui Dumnezeu, anul îndurării, anul porții sfinte, anul lui Iisus, cel care este fața vizibilă a lui Dumnezeu Mântuitor. Ne bucurăm să fim în acest an.
și chemați de Sfântul Părinte, să ne îndreptăm cu toții spre acest tron al milostivirii și spre acest Iisus, care este poarta prin care intrăm în milostivirea lui Dumnezeu. Mă bucur să vă spun că în tot acest timp al acestui an, Sfântul Părinte, Papa Francisc n-a încetat să repete, să insiste, să vorbească, să facă lumea să înțeleagă că Dumnezeu este într-adevăr plin de milostivire și iubitor și îndurător, care ne cheamă să avem încredere la El, în El, dar să și-L urmăm. Fără această încredere noastră, fără această dorința noastră, noi suntem în pericol de a pierde darul cel mare pe care ni l-a făcut. Un mare teolog al zilelor noastre, predicatorul casei pontificale, Raniero Cantalamessa, a scris o carte în acest an. De fapt, au fost mai mulți care au voit să sublinieze acest gând al milostivirii divine. El a voit să spună că poate ne pare mult că se vorbește despre milostivire. Nu se vorbește mult. Trebuie vorbit mereu despre acest dar al lui Dumnezeu, iubire veșnică care s-a întrupat și a devenit dar și iertare și milostivire, care este de fapt în mijlocul nostru, Iisus. Niciodată nu e suficient să vorbești despre această iubire, mai ales în acest an. De multe ori a spus Sfântul Părinte Papa Francisc, Dumnezeu nu obosește niciodată să ierte, să-și arate iubirea sa, dragostea sa, milostivirea sa. Nu obosește. Obosim noi să ne îndreptăm spre El, să-i cerem această îndurare. Acest autor, Cantalamessa, îl înseamănă pe Papa Francisc cu îngerul care în Evanghelia după Sfântul Ioan tulbură acea apă în care așteptau să intre bolnavii, cei necăjiți, cei în suferință, să se vindece, să se spele, să se curăță. Și zice, Papa Francisc este acest înger care a făcut să se agite apa milostivirii lui Dumnezeu în acest an. El este acela care cu adevărat vine la noi. Iisus, care s-a apropiat de acel bolnav de 38 de ani, întrebându-L ce dorește, vrea să intre în această apă care aduce vindecarea și nu poate. Și Iisus îl vindecă. În acest an al milostivirii, ne spune acest autor, cu adevărat Iisus a făcut să se agite această apă a milostivirii, a vindecării, a iertării, prin acea apă dătătoare de viață, care este apa credinței, a îndurării, a iubirii lui Dumnezeu. Această apă vindecătoare pe care o oferă Iisus prin tainele sale, prin taina botezului, a Sfintei Spovezi și a împărtășanii. El, Iisus, vine ca să ne cheme, să ne bucurăm de această apă, să o întâlnim. Apă pe care Sfântul Părinte vrea să ne arate nouă
milostivirii. Dar și iubiți credincioși, noi nu facem altceva acum când venim pe poarta sfântă decât să ne bucurăm de întâlnirea cu Iisus, care l-a vindecat pe cel de 38 de ani de acea slăbiciune și de acea suferință lui. În acest an al milostivirii, Iisus nu face altceva decât să se apropie de noi și să ne ofere El iertarea sa, iubirea sa, milostivirea sa, vindecarea sa. Să ne spună, ia-ți patul și umblă. Ai fost iertat și vindecat, să nu mai păcătuiești. Iisus este acel care, de fapt, realizează aici, pe pământ, acel plan de milostivire a lui Dumnezeu, prezent în întreaga Sfântă Scriptură și mai ales prezent prin venirea Lui în lume. Iisus este chipul văzut al milostivirii divine. Iisus este Cel care spune că este poarta. Cine vine la mine va avea mereu lumina vieții, va avea harul iertării, al milostivirii. Suntem aici, dragi și iubiți credincioși, dragi pelerini, să dăm ascultare lui Iisus, care ne îndeamnă pe noi să înțelegem cât de milostiv și bun este Domnul și care ne cheamă că în lumina acestei milostiviri să fim și noi milostivi față de ceilalți. Adică El are pentru noi răbdare, ne așteaptă, toarnă mereu rădăcinile noastre, așa cum am auzit în Sfânta Evanghelie, acea apă pentru ca noi să producem roade. El este acela care vine să ne alimenteze, să ne vorbească, să ne demonstreze, să se dăruiască pentru noi. Sfântul Părinte ne cheamă să-L întâlnim. El care a venit să ne vindece. Prin baia Sfintei Spovezi și prin întâlnirea cu această apă dătoare de viață în taina Sfântului Altar. Ne bucurăm, dragi și iubiți credincioși, că în întreaga noastră biserică, în acest an, am putut descoperi mai mult și suntem chemați să continuăm să descoperim această iubire întrupată în Iisus Hristos, în cuvintele sale. Suntem aici, în catedrala noastră, adunați cu toții în jurul aceluiași Iisus, având alături de noi astăzi pe Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, care a deschis această poartă a milostivirii când l-a arătat pe Iisus, Mântuitorul lumii, bogat în milostivire, care îl întruchipează pe Tatăl. Astăzi o avem alături aici la noi pe Maica Sfântă în catedrala noastră. Ne bucurăm să știm că ea ne l-a oferit pe Iisus. Ea ne-l oferă pe Iisus. Ea ne-l prezintă pe Iisus. Ea ne cheamă la Iisus. Ea ne îmbrățișează și mijlocește pentru noi la Iisus. Vă salutăm că ați venit în catedrala noastră și vă invităm cu adevărat să vă bucurați de această apă pe care Iisus o agită, apa milostivirii divine, și că ați venit să vă bucurați de acea iertare și vindecare pe care El o oferă tuturor. Vă felicităm așadar pentru acest gest de curaj și de mărturisire a credinței, urmându-i pe păstorii dumneavoastră. Sigur că
Sunt mulți credincioși în dieceza noastră, în decanatul nostru. Dumneavoastră sunteți cei care îi simbolizați pe toți. N-avem altă mângâiere pe pământ și altă speranță decât pe Dumnezeul milostivirii, care a venit să ne îmbrățișeze, care ne cheamă la El, care dorește să ne spele de păcatele noastre, care dorește să ne vindice de suferințele noastre. N-avem alt curaj decât pe Cel care ne însoțește, Cel care a coborât din cer, Cel care este iubirea întrupată. Dumnezeu este iubire. Iisus este înfățișarea iubirii între noi oamenii. Să ne bucurăm de acest dar. Vă invităm, într-adevăr, astăzi să vă simțiți împreună aici, lângă Iisus, care vă arată iubirea sa. El a murit pentru noi, pentru a ne face părtași de această iubire. El s-a dăruit să rămână cu noi până la sfârșitul viacurilor, prin cuvântul Său și prin taina Eucaristiei. El ne l-a lăsat pe Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea și pe Papa Francisc să ne arate cât de mult ne-a iubit și ne iubește Dumnezeu. Să vă bucurați de acest moment și de această clipă și să vă întoarceți acasă plin de această iubire și milostivire a lui Dumnezeu. Să nu uitați că cea care ne l-a oferit nouă pe Iisus, iubirea întrupată, este o mamă. Mama tuturor celor care îl aleg pe Iisus de Dumnezeul lor. Mama noastră a tuturor celor care crede. Mama care ne iubește mai mult decât oricare altă mamă. Mama care a adunat în inima ei iubirea tuturor mamelor pentru ca să ne facă să fim fericiți lângă Iisus. Ei să încredințăm noi astăzi această rugăciune. Iisuse, Dumnezeu milostiv, ai milă de noi și ne iartă și adă-ne în suflet pacea Ta. Amin. Fraților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos, văzând suferințele poporului Său, s-a înfiorat de milă și a venit în ajutor. Încrezător în iubirea Sa veșnică, să ne adresăm Lui, cerându-i iertare pentru toate păcatele noastre, și cerându-i să ne lumineze în drumul nostru de credință. Lui să ne rugăm cu toată inima. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv, vindecă în biserica Ta rânile oricărei dezbinări și prin ea însănătoșește întreg neamul omenesc. Te rugăm. Luminează cu Evanghelia Ta întunericul necredinței și al îndoielii din sufletele oamenilor. Te rugăm. Trimite Duhul iubirii peste fiii bisericii Tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Te rugăm, ascultă. Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângâiere și speranță.
Te rugăm, ascultă. Păstrează în cei plecați din familie dragostea față de căminul lor. Te rugăm, ascultă. Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de război. Te rugăm, ascultă. Întărește pe muribunzi în clipa supremă. Te rugăm, ascultă. Îndură-te de răposații pe care nu-i mai pomenește nimeni. Te rugăm, ascultă. Dumnezeule prea bun și milostiv, Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul Tău și ai iertat mereu fără de legile. Privește cu aceeași bunăvoință spre toți aceia pe care i-ai primit să fie fiii Tăi și ascultă-le rugăciunea prin Hristos Domnul nostru. Amin. Primește, Doamne, aceste daruri, darurile cine stea Ta. Rodul pământului și al muncii noastre, darurile cine stea Ta.
Primește, Doamne, aceste daruri, daruri în ce vine spre Ta. Rodul pământului și ale mânăcii noastre, daruri în ce vine spre Ta. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de cuvintele tale, spre iarna și mâinile noastre, spre Domnul nostru, primește cu îndurare, Doamne, darurile noastre, și transformă-le în sacramentul răscumpărării, memorial al morții și al învierii Fiului Tău, pentru ca prin puterea acestei jertfe și mereu încrezători în Hristos să ajungem la viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu nu încetezi să trezești în noi dorința după o viață mai deplină, și fiind bogat în îndurare, continui să ne oferi iertare și inviți pe cei păcătoși să se încreadă numai în îndurarea Ta. Deși am încălcat de atâtea ori legământul Tău, totuși nu ne-ai părăsit niciodată. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău, răscumpărătorul nostru, ți-ai unit familia umană printr-o nouă legătură de iubire, atât de puternică, încât nimeni nu o poate desface. Acum îi oferi poporului Tău în timp al harului și al împăcării, îi dai speranța de a-L găsi prin Iisus Hristos drumul întoarcerii spre Tine, pentru ca, încrezându-se mai mult în Duhul Sfânt, să slujească tuturor oamenilor.
aceea pătrunște uimire, preamărim puterea iubirii tale și bucurându-ne de mântuirea redobândită, uniți cu cetele numărate ale îngerilor, cântăm imnul măririi tale zicând fără încetare. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea ducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu
cu Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întărind credință și dragoste, biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiții noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberă de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea!
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, ar spune numai un lucru.
Să ne rugăm. Dăruiește-ne, Dumnezeule, milostiv harul, ca noi cei hrăniți cu trupul și sângele Fiului Tău, să bem cu încredere din izvoarele mântuirii și să ne arătăm din ce în ce mai plin de îndurare față de frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Cele voastre, dragi și iubiți pelerini credincioși, ne bucurăm și dar să fi trăit împreună un asemenea moment de mare trăire creștină, de mare credință. De aceea, împreună cu Preasfințitul nostru Aurel, Părintele Decan, vă felicităm. Voi, preoții noștri din acest decanat și pe dumneavoastră, dragi și iubiți credincioși. Am vrea ca această zi să fie cu adevărat o zi marcată în viața noastră, în viața dumneavoastră, ca un început de un program frumos de a duce mai departe acea trăire creștină sub ochii lui Dumnezeu cel milostiv. Și să mergem până la încheierea anului cu mult curaj, anului jubiliar, în ziua de Hristos Rege. Noi vă dorim să aveți binecuvântare și să purtați tuturor celor pe care îi reprezentați aici gândul nostru de prețuire și de binecuvântare, rugându-L pe Iisus să vă binecuvânteze. La sfârșit, astăzi, fiind așadar moment deosebit, ne vom dispune să primim acea indulgență jubiliară, plenară, celor care am făcut pelerinaj, care am spovedit și împărtășit, am participat la jertfa Sfintei Liturghii, ne-am rugat împreună. Înainte de a primi această binecuvântare, noi vrem să facem și un act de ascultare față de Sfântul Părinte, rugându-ne după intenția sa, Sfântul Părinte Papa Francisc, rugându-ne și pentru el, așa cum spune mereu, să nu-l uităm. Punem o rugăciune așadar, după intenția Sfântului Părinte, pentru obținerea acestei indulgențe. Această rugăciune este: Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerii al lui Dumnezeu. Binecuvântarea care este la finalul Sfintei Liturghii va fi și cu relicuia Sfântului Părinte, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, o picătură din sângele său, care ne-a fost adus de secretarul său de odinioară, cardinalul Givici din Cracovia. Deci vom primi cu toții, dorind acest lucru, și binecuvântarea, și vom putea să venerăm sărutând această relicvie. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! De acum și până. Ajutorul nostru este în numele Domnului! Mijlocirea preacurată în Fecioare Maria și a Sfântului Papă, Sfântul Ioan Paul al II-lea, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Te rugăm pentru lume.
leagă, ce caută viață, iubire, libertate. Speranțele noastre ne floresc, prin tine găsim adevărata pace.
Tătemună simin gur trup, uniți de aceeași dragoste, în bucuria de a sluji, noi îți cântăm mărire.
Divine Beacuri, toată firea, pe toți tu m-ascultat-ai, omore cât au fost de mulți. Să fiu eu singur mare, Divine toată omenirea, să-ți cer un dar pe lume și tu să nu mă scoți. Și tu să nu mă scoți. Astăzi, vânătă-mă fericit.